am ascultat la Evanghelia acea pildă cu o femeie hananeancă care era disperată, ca orice mamă, pentru fiica ei bolnavă. Fiica ei zăcea în pat și n-a putut fi vindecată de nimeni. Femeia, în disperarea ei, a auzit de Hristos și a îndrăznit să-L caute, să-I ceară ajutor. Ce s-a întâmplat de fapt? Cine era această femeie hananeancă? Cine sunt cananeii? Ținutul Canaanului, a Tirului și a Sidonului, sunt undeva în nordul Israelului, în nordul Țării Sfinte. Cananeii este o seminție, face parte din semințiile, cele 12 seminții a poporului Israel, dar care, la un moment dat, s-a depărtat de învățătura dată de Dumnezeu, pentru că s-a amestecat cu popoarele idolatre, care se închinau la zei și la idoli. De aceea erau considerați un neam mai depărtat de învățătura lui Dumnezeu, mai păcătos, mai aparte de către evrei. Vine Mântuitorul în lume, se întrupează și la un moment dat își duce activitatea misionară. Această activitate misionară consta la un moment dat în călătoriile sale prin toate semințiile poporului ales. Așa că a ajuns și în zona respectivă, prin nordul Israelului, în nordul Țării Sfinte. Și a fost întâmpinată de această femeie care spune: Doamne, vino, fiica mea este bolnavă, ajută-mă. A fost un strigă de disperare. La care Mântuitorul îi spune: nu sunt trimis decât numai fiilor lui Israel, adică voi care v-ați depărtat de Israel, nu pentru voi am venit. Bineînțeles, nu o spune din egoism, ci o spune pentru ca să vadă credința femeii și să o pună la încercare. Femeia insistă, la care Mântuitorul îi spune iarăși, în timp ce ucenicii insistă: ajută, Doamne, ca să scăpăm de ea. Dar Mântuitorul o lasă să insiste și îi spune: nu pot să dau pâinea fiilor mei și să o arunc câinilor. Iar care femeia cu smerenie îi spune: și câinii mănâncă din fermiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Văzând Mântuitorul credința femeii, îi vindecă copila, îi vindecă fata. Care este concluzia pe care o trage? Și de ce am vrut să vă prezint acest lucru? Pentru că există un curent greșit răspândit în mediile ezoterice, pornește, cel puțin la noi în țară, pornește din mediile Misa, al lui Bivolaru, în care se spune că Iisus a copilărit undeva unde nu se știe nimeni și a fost inițiat în Tibet. Pentru că este o perioadă din Biblie, din Evanghelie, în care nu se spune despre copilăria lui Iisus. Și că precis că a fost inițiat în Tibet. Ei știu asta foarte bine, după mintea lor. Ideea e în felul următor. Dacă Hristos ar fi fost inițiat în Tibet, ar fi recunoscut-o pe această femeie ca și drept credincioasă. Ar fi acceptat ideile și convingerile ei. Dar se vede clar că Hristos o mustră, dar o și iartă. Adică Hristos nu este de acord cu această învățătură idolatră în zei, în idoli și așa mai departe. Mai ales în Vechiul Testament, prorocul David spune că Dumnezeii neamurilor sunt idoli, iar idolii sunt demoni. Deci este clar că Hristos nu acceptă această învățătură idolatră în politeism. Hristos, care este Dumnezeu întrupat, a venit, știm cu toții, a copilărit
în Țara Sfântă. Cine merge la Ierusalim poate să vadă locul unde a trăit Iisus, unde a copilărit Iisus. Există și astăzi acel loc și se vede atelierul de tâmplărie al lui Iosif, tatăl său adoptiv. Acolo unde Hristos a făcut o minune, la 12 ani, din câte am impresia, o minune în care tatălui tăiase o scândură greșit, mai scurtă. Și vine Iisus și întinde de scândură ca să o facă înapoi la dimensiunea care trebuie. Asta este o minune pe care el a făcut-o firesc, normal. Încă nu și-a făcut publică activitatea pentru că nu a fost momentul. Dar a trăit în Ierusalim, la casa lui Iosif și Maria, în Țara Sfântă a trăit, în casa părinților săi Iosif și Maria, unde era împreună cu tatăl său la atelierul de tâmplărie. De aceea, când este mare, oamenii spun, nu este acesta fiul teslarului? Deci oamenii îl cunoșteau. Oamenii din Țara Sfântă, din Ierusalim, din Israel, îl cunoșteau pe Iisus, că este fiul lui Iosif și a copilărit împreună cu tatăl său și cu mama sa, Maria, în Țara Sfântă. Deci, ideea, ipoteza că ar fi trăit în Tibet este o falsitate din mediile New Age. Astăzi, în țările creștine, găsim misionari ai New Age, care slujesc masoneriei și ne învață că acest fragment din Evanghelie a fost ascuns intenționat de către evanghelici ca să nu spună adevărul că a fost în Tibet. Este o minciună. Cine citește Evanghelia vede ce spun și oamenii care l-au cunoscut, că este fiul teslarului, cel care a trăit împreună cu Iosif în Țara Sfântă, în casa lui a tatălui său, Iosif și Maria. Deci ipoteza asta e bine să nu o luăm în seamă, să o respingem, pentru că este o ipoteză falsă de tip Misa, de tip New Age, care o mai găsim și astăzi în țară noi prin mediile ezoterice. De aceea vă spun, dacă Hristos ar fi acceptat această învățătură greșită de închinare la zei, la idoli, la Dumnezei străini, la demoni, de fapt sunt demoni, pentru că sunt Dumnezei inventați de mințile omenești, nu sunt Dumnezeu cel care a făcut cerul și pământul, deci sunt Dumnezei inventați de mințile omenești și dacă Hristos ar fi fost de acord cu această învățătură, cu siguranță pe femeia haneneancă nu ar fi mustrat-o pentru învățătura ei greșită, spunându-i că nu pentru ea, adică făcând-o, ajutând-o să se delimiteze și să înțeleagă că este într-o învățătură greșită. Deci, în concluzie, dacă Hristos ar fi inițiat în Tibet, ar fi avut aceste învățături, dar n-are acum Dumnezeu să fie inițiat de niște oameni. Dumnezeu are El învățătura Lui, are El normele Lui de gândire și pe care le-a lăsat atât în ceea ce privește credința în El, cât și modul de viață. De aceea, la un moment dat, când se întâlnește cu un tânăr și care îl întreabă ce să fac ca să mă mântuiesc, Dumnezeu îi spune clar, păzește poruncile mele. Deci e vorba de învățătura lui Hristos și atât. Nu spune păzește alte învățături sau oricare dintre învățăturile lumii acesteia ca să te mântuiești. Nu, îi spune clar, păzește învățăturile mele. Atunci era așa un fel de, în ținutul canalului, era un fel de amestecături, așa cum e ecumenismul de astăzi, în care fiecare avea după bunul plac și făcea credința lui. Dar nici unul nu păzea poruncile lui Dumnezeu. Cum este și astăzi în ecumenism, nu păzim poruncile lui Dumnezeu, ci păzim poruncile noastre, a poftelor noastre și a mințelor noastre care ne facem Dumnezei după mintea noastră. Cam asta este, deci în concluzie, Hristos nu a fost inițiat în Tibet, Hristos nu a acceptat niciodată învățătura rătăcicilor aceia din Tibet, învățătura idolatră în zei, în idoli și în practic în demoni.